În weekendul care a trecut, sala de sport de la școala gimnazială Nanomuscel a găzduit turneul cu numărul 4 din cadrul campionatului național de volei Under 15. La acest turneu, CS Muscel a participat cu ambele formații. Meciul de deschidere le-a adus față în față la fileu pe începătoarele de la CS Muscel 2 și Xtrim Pitești. Voleibalistele pregătite de profesorul Adrian Mihailă au început bine jocul, adjudecându-și primul set. Din păcate, acesta avea să fie și singurul set pe care micuțele voleibaliste din echipa CS Muscel 2 aveau să-l câștige în acest turneu. În meciul următor, probabil cel mai intens disputat, vicecampioanele naționale antitră au întâlnit CS Dacia Mioveni 2012. Diferența de valoare a fost clară și pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest sport. Sportivele din Mioveni au încercat să se ridice la nivelul adversarilor, agățându-se de fiecare șansă pe care au avut-o, dar fetele lui Adrian Mihailă s-au impus cu un sec 3-0. Și a început partida, iată primul serviciu puternic. Ridicată mingea pe spate, se înalță Ana Zafiu și aduce primul punct. Servește pentru adjudecarea setului Ana Zafiu. Bun serviciu, lung, puternic. Minge ridicat acum pentru Betty. Și punctul decisiv al acestui prim set. Bun serviciu Emei Bolan. Tot ea scoate de pe fundul terenului Ana Budrigă. Interesant, interesant atacul Anei Budrigă. Ziua a doua a turneului a adus încă un joc dificil pentru echipa de începătoare, acestea trebuind să se recunoască învinse și în partida contra celor de la Dacia Mioveni, în timp ce fetele din prima formație au continuat marșul triumfal, administrând și celor de la ACS Xtrim Pitești o înfrângere cu același scor devenit obișnuință, 3-0. În ultimele partide ale turneului, formațiile vizitatoare au jucat între ele, echipa din Mioveni reușind a doua victorie din acest turneu, scor 3-0. Cortina a căzut peste turneul cu numărul 4 după ce formațiile din Câmpul Lung au jucat între ele, o partidă care nu putea să reprezinte altceva decât un antrenament cu public. Voleibalistele din echipa de începătoare au încheiat sezonul, în următorul turneu fiind formația care va sta. Vicecampioanele, care nu au pierdut niciun punct în acest sezon, vor mai juca un turneu, dar sunt ca și calificate la turneul semifinal, ce se va desfășura în primăvară.